Iubiți frați și surori, în această dimineață aș vrea să abordez un subiect care așa l-am primit, aș putea spune, înainte de călătoria mea în România. Există un pasaj în 2 Cronici, capitolul 29, și am să citesc doar un singur verset în această dimineață, versetul 7. Este descrierea unei realități pe care profetul lui Dumnezeu Isaia o rea mai târziu, dar în timpul lui Ezechia, împăratul lui Iuda, el ține o cuvântare în fața leviților pe care îi cheamă să sfințească și să repare casa lui Dumnezeu. Și îi spune așa: au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele. Și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici temâie, nici arderi de tot în sfântul locaj. Vreau să discutăm puțin istorie ca să înțelegem puțin contextul acestui verset. Tatăl lui Ezechia s-a numit Ahaz. A venit la tronul lui Iuda la 20 de ani. Și nu-i de mirare că la vârsta asta, când încă nu ești copt la minte, poți să iei decizii absolut nefaste. E bine, tânărul acesta a făcut foarte mult rău în împărăția lui Iuda, până acolo că a prădat casa lui Dumnezeu, casa împăratului și mai marilor ei, ca să dea daruri împăratului Asiriei. A jefuit templu și casa împăratului și pe bogații din țară ca să dea bani acestui împărat al Asiriei. Dar după aceea spune Sfânta Scriptură că a strâns uneltele casei lui Dumnezeu. Puteți să citiți 2 Cronici, capitolul 28, versetul 24. A strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele din casa lui Dumnezeu. Pur și simplu a spart, a distrus uneltele care slujeau în templul lui Dumnezeu. Și apoi a închis ușile casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. Moare după 20 și moare destul de tânăr, a domnit doar 26 de ani și pentru că a fost atât de rău, nici măcar nu l-a îngropat cu ceilalți împărați lui Iuda. Fiul său, Ezechia, foarte surprinzător, când ai un asemenea tată care a creat un asemenea dezastru în țară, descoperim că el nu calcă pe urmele lui taică-său, ci lea ca model pe David, calcă pe urmele marelui împărat David. Și primul lucru care face tot tânărul acesta, că și ăsta ajunge la 25 de ani împărat, primul lucru care vrea să-l facă este să pornească o trezire spirituală și să curățe templul lui Dumnezeu, să curățe casa lui Dumnezeu. Are nevoie de ajutor și cheamă pe leviți. Îi adună, toți erau răspândiți în țară, practic erau fugăriți de fostul împărat, îi adună și spune: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți casa Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Zile în șir au tot scos din templu tot felul de lucruri urâte și au făcut o grămadă mare în curtea templului cu toate mizerele alea cu care împăratul Ahaz a umplut templul lui Dumnezeu. Dar mie mi-a atras atenția din cuvântarea aceasta lui Ezechia ce a spus el leviților. Zice: au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele. Au stins candelele lui Dumnezeu. Știți despre ce este vorba? E vorba de candelabrul acela cu 7 brațe, care trebuia să stea o lumină permanentă în templul lui Dumnezeu, aprins în templul Domnului. Un ulei special trebuia ars în fiecare zi în aceste candele. Un simbol a unei decăderi morale fără precedent în Iuda a fost tocmai stingerea acestor candele. Au creat întuneric în templul lui Dumnezeu. Practic avem în fața noastră drama unei națiuni care a rămas la întuneric.
apostazia s-a lăsat peste toată țara. Ezechia inițiază o trezire spirituală a națiunii sale, începe cu curățarea templului și reaprinderea acestor candele ca să ardă permanent înaintea lui Dumnezeu. Starea națiunii sale este starea unei lumi lăsate la întuneric. Spiritul anticristic stinge lumina Evangheliei în lumea în care noi trăim. Începem să trăim într-o lume fără lumină. Auzim atâtea vești proaste și pretutindeni în lume, parcă se instalează acest secol al luminilor stinse, cum numea un autor, își numea romanul lui. Nu despre întunericul acesta vreau să vorbesc în această dimineață, pentru că, indiferent ce am face noi, lumea aceasta putem să o condamnăm, putem să spunem vorbe foarte urâte la adresa ei, vina este la noi. Lumina este cea care alungă întunericul. Aș vrea să ne uităm foarte bine la candela noastră. Cum stăm? Suntem lumina lumii. Ducem lumina Evangheliei lui Hristos în această lume a întunericului? Pentru că, în ultimă instanță, soluția este la noi, este la Biserica lui Hristos. Aș vrea să vă provoc în această dimineață și predic ca să aud și eu, pentru că aceste candele, aceste 7 candele care ar trebui să ardă în biserica contemporană, ar trebui să le verificăm dacă ele mai ard sau nu. Și am să folosesc puțină imaginație și să luăm pe rând câte una dintre aceste candele și să vedem dacă ea mai arde sau nu în viața noastră și în biserica de astăzi. Cred că o primă candelă pe care ar trebui să o reaprindem este candela doctrinei evanghelice. Domnul Iisus a spus: eu sunt lumina lumii, Ioan 9:5. Satan urmărește stingerea acestei candele. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, Apostolul Pavel spunea foarte clar: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Trăim astăzi într-un secol în care doctrina Evangheliei este atacată peste tot, în toate direcțiile. Ar trebui să predicăm mai mult despre divinitatea lui Hristos. Satan a văzut că stingerea acestei lumini duce la întuneric total în societatea umană. Astăzi putem să vorbim despre Hristos ca orice altceva, învățător, moral, revoluționar, patriot, zelot, orice, dar să nu spui astăzi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Există o ură formidabilă în lumea noastră împotriva acestui nume minunat care este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Lumină din lumină. Ar trebui să reluăm și să predicăm mai des această doctrină evanghelică. Ar trebui să predicăm mai mult despre doctrina persoanei Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu este o putere, este o persoană. Din păcate, sunt o serie de cercuri pentecostale care predică astăzi că Duhul Sfânt este o putere și nu o persoană. Nu putem crește spiritual fără plinătatea experiențelor noastre cu Duhul Sfânt. Trebuie să predicăm doctrina revenirii a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel numește această doctrină fericita noastră nădejde. În ce ne-am pus nădejdea? Ce așteptăm de la ziua de mâine, dacă nu venirea Domnului nostru Iisus Hristos? Trebuie să predicăm despre răpire. Trebuie să predicăm la timp și ne la timp aceste adevăruri ale lui Dumnezeu în societatea în care noi trăim. De aici vine lumina în această lume a întunericului. Lumina vine din cuvântul lui Dumnezeu. O altă candelă care ar trebui biserica de astăzi să o reaprinde și să ardă puternic este o candela unei închinări creștine autentice. Astăzi asistăm la un furt al închinării adevărate în bisericile noastre, îmi pare rău să spun. Am participat la un eveniment mare pentecostal undeva în America, unde o orchestră uriașă ne-a cântat niște arii de operă. E adevărat că le-au dat niște titluri foarte pocăiești, dar nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu ariile acele de operă.
asistăm la un furt al închinării adevărate din biserică. Transformăm încet oamenii care vin la biserică în iubiți ascultători, în loc să-i mobilizăm la o închinare reală, pentru că singurul ascultător a închinării adevărate ar trebui să fie Dumnezeu și nu noi. Există câțiva dușmani ai închinării adevărate în bisericile noastre. Eu nu vreau să supăr pe nimeni, Doamne ferește, dar există printre noi atitudinea aceea, Mical, îi spun eu, nevasta lui David. Se uită pe fereastră, îl vede pe bărbatul său, probabil în lenjeria de corp, dansând din răsputere înainte chivotului lui Dumnezeu și îl disprețuiește că s-a făcut de râs așa de tare în fața slujnicelor lui, dansând din răsputeri înaintea chivotului lui Dumnezeu. Se cultivă în cercurile noastre un fel de dispreț față de oamenii care se închină cu adevărat în bisericile noastre. Ne deranjează că ridică mâinile sus, ne deranjează că strigă prea tare, că strigă aleluia și așa mai departe. Suntem supărați pe asta, pentru că noi am vrea să fim mai solemni, nu? Vine din engleza so și lemn, din românește. So, lemn. Unii credem că cu cât suntem mai de lemn, mai nemișcați, mai sobri, așa, suntem mai pocăiți. Ca sfinții aia de la bisericile ortodoxe, de pe icoane, toți sunt pocăiți, domnule. Amărâți de-a binele. Și ni se pare nouă foarte ciudat când cineva scapă de sub control și laudă pe Dumnezeu. Imediat noi vrem să fim solemni, nu? Sau lemn. O altă atitudine foarte periculoasă este atitudinea fariseilor, nu? Ăștia întotdeauna se supără când cineva laudă pe Hristos. S-au supărat pe ucenici, s-au supărat pe copii. Prea mare larmă fac la intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos. Fariseismul întotdeauna este supărat pe adevărata închinare. Ce să mai spun despre păcatele ascunse cu care venim la închinare? Ce să mai spun de ignoranță, tradiție și așa mai departe? Venim la biserică exact cu alte scopuri și nu venim să ne închinăm cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că ar fi mai bine să stăm acasă decât să venim și să mai ne facem păcate unde? În prezența lui Dumnezeu. Nu ne place cum cântă ăla, cum cântă cealaltă, avem părerile noastre, comentăm despre tot ce se întâmplă, noi nu cântăm absolut deloc. Dacă toți ridicăm mâinile sus, noi nu ridicăm nici să ne pună un pistol în spate cineva. Hai să fim serioși. O asemenea atitudine nu este deloc creștină. Nu servește la nimic. Mai bine sta acasă. Dacă nu vii să te închini cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, ai pierdut vremea în duminica aceasta. Nu vreau să fiu rău, dar cineva a spus că atunci când Avram s-a urcat cu Isaac pe munte să se închine lui Dumnezeu, la poalele muntelor au rămas robii și măgari, pentru că ăștia nu se închină niciodată. Robii și măgari nu se închină niciodată. Ar trebui să redescoperim o închinare autentică înaintea lui Dumnezeu, dinamică, cu tot sufletul, să fim transformați de prezența lui Dumnezeu. Cineva a spus că închinarea este o consumare voită a dragostei față de Dumnezeu. Să ne exprimăm. Și închinarea înseamnă tot ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, nu? Ar trebui să luăm exemplu de la Lucifer, care a fost liderul de laudă și închinare, nu? Și care a pângărit exact închinarea la care era chemat. O altă candelă care ar trebui să o reaprindem în aceste zile de întuneric spiritual în care noi trăim, este candela cuvântului lui Dumnezeu. În Psalmul 119, cu versetul 5, Biblia spune așa: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Să știți că lupta de astăzi pentru eliminarea Scripturii din școli, din instituții, ba chiar din biserici, așa, este un efort al satanei de a stinge această lumină a cuvântului lui Dumnezeu din societatea în care noi trăim.
Ura împotriva lui Dumnezeu se manifestă și prin ura împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi poți cita din orice autor, oriunde, nimeni nu se supără. Dar să nu citești din Scriptură, ca și politician aceea din țările de nord, cred că din Norvegia sau din Finlanda, nu mai țin minte exact, a citat din Scriptură în timpul unui discurs și voiau să o dea afară, domnule, ca citat din Sfânta Scriptură. Dacă cita, domnule, din orice altă operă, din Confucius, din Mahomet, din Coran, nu conta, nimeni nu se supăra. Dar diavolul întotdeauna se supără când Sfânta Scriptură este prezentată în public. Ce să mai spun de batjocura textului sacru pe care o fac teologii liberali de astăzi? Pare rău să vă spun, dar teologii liberali au făcut mai mult rău omenirii decât toți ceilalți oameni la un loc. Pentru că au atacat ineranța, inspirația Sfintei Scripturii. Au atacat lucrurile cele mai sfinte. Nu contribuie și tu la stingerea acestei lumini, acestei candele în viața ta. Mai citești Scriptura sau nu mai citești? Am avut așa o bucurie să fiu la Detroit duminica trecută și unul dintre prietenii mei vechi, ne știm din clasa întâi, am fost colegi din clasa întâi până am terminat facultatea. Mi-a mărturisit și el și soția lui că cu 16 ani în urmă am fost la ei la biserică, la Detroit, am ținut o predică și am încurajat oamenii să citească Biblia în fiecare zi. Și mi-a spus, zice Petrica, de atunci eu și Fibia am luat această decizie și în fiecare zi din viața noastră am citit Scriptura până acum. Nici nu mai știu de câte ori am citit-o de la A la Z, spune el. Mai citim Scriptura sau nu mai citim? Sau suntem ca și copiii aceia care, într-o zi, un copil s-a jucat cu Biblia și tata zice, lasă-o acolo, e cartea lui Dumnezeu. Și copilul a zis, hai să o trimite înapoi lui Dumnezeu, că și așa ție nu-ți folosește, tu nu o citești niciodată. Ar trebui să reaprindem această candelă în casele noastre, să ne vadă copiii că citim Biblia și să o citim împreună cu ei. De ce stingem această candelă? Asta se stinge aici cu noi în biserică. Unii nici măcar la biserică nu mai citim Scriptura, nu mai ducem cu noi. Cooperăm cu dușmanul, contribuim la stingerea acestei candele. Ar trebui să nu ne rușinăm de ea. Să o purtăm cu noi, să mergem oriunde cu ea. Această lume a întunericului are nevoie de această lumină, de prezența cuvântului lui Dumnezeu. A patra candelă ar trebui să veghem, să ardă puternic în bisericile noastre, este candela moralității creștine. Moralitatea nu produce regenerare, dar regenerarea produce morală. Viața trăită în mijlocul oamenilor este vestire tăcută a Evangheliei. S-ar putea să fii singurul Hristos pe care oamenii l-au văzut vreodată. Poartă-te ca și Hristos, vorbește ca și Hristos. Într-o lume imorală, poartă-te moral. Arată și expune principiile morale ale cuvântului lui Dumnezeu. Lumea nu te va vedea cu ochi buni, clar, pentru că ea vede cu ochi buni pe cei care se duc la același potop de desfrâu cu care merge ea. Dar standardul moralității de astăzi, în lumea în care noi trăim, este în cădere liberă. Trebuie să fie lucrul ăsta și în Biserica lui Hristos? Ar trebui să fie o mare diferență între ceea ce sunt al lui Hristos și ceea ce nu sunt al lui Hristos. Una dintre bucuriile mele în Chicago este că au venit la biserică niște oameni mari de afaceri din downtown Chicago, care aveau building-uri din alea mari. Și m-au rugat să le fac cunoștință cu ceva pocăiți din biserica noastră români, să aibă grijă de building-urile lor. Pentru că ziceau ei, noi am auzit că pocăiții sunt oameni cinstiți, muncesc și sunt foarte harnici. Am fost foarte bucuros. Candela asta a moralei ardea, cineva a văzut-o. Trendul social astăzi este o degradare morală. Este văzut ca progres social. Știți că cei care încurajează sodomia și toate mișcările astea, transgender și așa mai departe, se cheamă progresiști? Ăsta e progres spre iad, nu spre bine, progres spre rău. Divorț.
avort, sodomie, transgendism, concubinaj, necinste, minciună. Toate astea sunt în jurul nostru. În mijlocul acestor oameni ar trebui să strălucim și să stăm drept, aducând morala creștină înaintea tuturor. În al cincilea rând este candela sfințeniei. Poate care de a face moralitatea asta cu sfințenia, dar a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. Au numit-o predecesorii noștri viață sfântă, sfințire, dragoste perfectă, viața mai adâncă, a doua binecuvântare, second blessing, zicea părintele nostru, dacă vreți, spiritual, John Wesley. Pentru că de acolo ne tragem din mișcarea asta. Numiți-o cum vreți. Dar asta înseamnă, în ultima instanță, sfințenie, o viață sfântă. Un sfânt astăzi, în societatea în care noi trăim, este o ofensă, nu? Este o jignire. Ar trebui să fim sfinți și să nu ne rușinăm de sfințenia lui Dumnezeu. Unii nu mai suntem sfinți nici măcar duminica, nici măcar sfinți de duminică nu mai suntem. Dar să știți foarte clar că nu o să fim sfinți cu adevărat până nu vor fi sfinte și vacanțele noastre, zilele noastre libere, distracțiile, căsătoria, modul în care folosim banii, modul în care ne îmbrăcăm, cum vorbim, cum ne comportăm unii față de ceilalți, cum facem afaceri, cum tratăm pe semenul nostru. Aici trebuie să se vadă sfințenia în relațiile dintre noi. Candela vieții tale, sfinte, luminează încă? Sau trebuie să punem niște ulei în candela asta? Trebuie să pui ulei, pentru că a început să jignești pe frați, a început să vorbești urât, a început să-i întorci spatele în loc să dai mâna cu ei. Ar trebui să vezi că se stinge sfințenia, se stinge făclia asta sfințeniei. În a șaselea rând este candela consacrării familiei creștine. Sunt două instituții pe care le atacă satana în aceste zile, biserica și familia. Din păcate, astăzi, sunt foarte multe familii creștine, divorțul este la fel de des ca și între păgâni. Concubinajul crește ascendent și nu este mare diferență între creștini și necreștini. A fost recent într-o biserică în care mi s-a spus că câțiva creștini din biserica respectivă erau căsătoriți de probă. N-am mai auzit chestia asta. Bineînțeles, stăteau împreună să vadă cum e, funcționează sau nu funcționează. Și dacă funcționează, probabil că veneau la pastor să-i căsătorească. Sunt îngrijorat de un asemenea trend, ce se întâmplă. Divorțul este un parazit social, un monstru uriaș care trăiește din distrugerea familiei de astăzi. Peste drum de biserica din Chicago, era un bloc de locuință și a venit într-o zi o bătrânică și a vrut să vorbească cu The Father. A fost foarte încântat să mi se spună Father, părinte. Am întrebat-o ce dorește, cu ce pot să o ajut. Zice, domnule, nu am venit numai să spun că de vreo 45 de ani n-am văzut ceea ce văd aici la voi la biserică. Dar ce ați văzut? Zice, am văzut mama cu tata și cu copiii de mână venind la biserică. Eu de 40-45 de ani nu am mai văzut așa ceva în America. Este ceva fantastic. A fi fericit în familie, a avea o familie sănătoasă, este o reclamă bună în primul rând pentru împărăția lui Dumnezeu. Este lumină în această societate care se macină și se distruge sub ochii noștri. Probabil am mai zis asta, dar fiul meu care merge la o biserică americană m-a întrebat dacă nu pot să găsesc pe cineva să învețe copiii lui limba engleză. Mi-a zis, de ce mai? Păi zice, noi români avem niște valori. Ce valori, domnule? Și unde le-ai descoperit la americani? Zice, da, acolo am descoperit că noi le avem și ei nu le au. Care din ele? Zice, în primul rând avem familii care stau împreună. Soț și soție care se iubesc și rămân împreună viața întreagă și își cresc copiii și au grijă și de bătrâni. Și asta este o valoare extraordinară pe care noi o avem.
Societatea în care noi trăim în America a pierdut, s-a stins candela asta a familiei creștine. Aveți grijă de ea, hai să avem grijă de ea. Hai să o reaprindem. Hai să o ținem sănătoasă și să ardă în continuare. Este una dintre valorile extraordinare pe care noi le avem. Să nu pierdem. Și ultimul care vreau să-l menționez în această seară este candela vieții veșnice. Cineva a spus că dacă nu există viață după moarte, dacă nu există judecată de la urmă, atunci oamenii se vor comporta ca animalele. Și deja trăim într-o asemenea lume. Apostolul Pavel a spus că dacă Hristos n-a înviat, credința noastră este zadarnică. Suntem încă în păcatele noastre. Cei adormiți în Hristos sunt pierduți pentru totdeauna. Și apoi zicea el, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, dacă nu credem în înviere. Deviza acestei lumi în care noi trăim este să mâncăm, să bem, căci mâine vom muri. Asta este deviza lumii în care noi trăim. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață altceva și deviza noastră trebuie să fie aceasta. Mâine vom trăi, pentru că după moarte vine înviere. Credem în înviere. Speranța aceasta care este numită de Sfânta Scriptură, strălucita noastră nădejde, a trebuit să strălucească pe fețele noastre. A trebuit să ducem în lumea aceasta a întunericului, a disperării, a fricii de moarte, a războiului atomic care bate la ușă, nu? În lumea asta care ne temem de un Putin. În această lume ar trebui să venim cu speranța vieții veșnice, cu această făclie să ardă puternic în societatea în care noi trăim. Ăsta este sfeșnicul nostru, cele 7 brațe. Ar trebui să le revedem cum sunt cu ele. Pentru că dacă aceste candele se vor stinge, vom practica și noi o religie moarte, ca atâtea religii moarte din jurul nostru. Dacă Satan va reuși să stingă aceste făclii, va instaura împărăția întunericului în această lume. Lumea aceasta este o speranță. Întunericul din lumea aceasta are viitor prin candela mea. Dacă candela mea se va aprinde și va arde, voi alunga întunericul din acest univers. Dacă și candela mea se stinge, mă voi cufunda în acest întuneric universal. Ești chemat la lumină și ești chemat să fii lumină. La care din aceste 7 brațe, 7 candele ar trebui să lucrăm? Vă provoc într-un mod foarte serios. Trăim vremuri foarte grele. Să lasă așa un întuneric în jurul nostru, din toate punctele de vedere. Speranța noastră este în Hristos și în Biserica Lui, care va fi triumfătoare, în lumina ei care trebuie să ardă în această lume plină de întuneric. Fii lumină, strălucește, haideți să fim o cetate pe munte, haideți să fim o lumină pentru lumea în care noi trăim și Domnul să ne ajute. Amin.